Ziua tuturor, este marți, 7 aprilie, ne aflăm la, cred că, 15-a secțiune de training legată de campus virtual. Astăzi am să doresc să vă arăt câteva elemente legate de modificările din preferințe, mai ales pentru recepționarea mesajelor din campusul virtual. Primul lucru pe care doresc să vi-l spun sau să vi-l arăt este că, conform statisticilor noastre, în continuare se trimit mesaje din zona de, să zicem, e-mail a fiecăruia, automat către e-mail-urile care vin de pe CV, de cele care sunt și figurează ca și mail-uri care au numele celui care trimite sau numele cursului celui care trimite și în paranteză CV. Vă rog foarte, foarte mult, revin cu aceasta, am pus-o și ca notificare pe forum pentru absolut toată lumea. Nu sunt studenții cei mai mulți care fac aceasta, ci sunt cadrele didactice. Deci vă rugăm foarte mult, noi putem să vedem doar că sunt mail-uri trimise înapoi și de pe ce adresă, dar atât, nu putem nici să le accesăm și ele rămân și blochează în continuare pe server și sunt tot trimise. A trebuit să facem notificare de săptămâna trecută, de marți. Mailul de server al campusului virtual s-a mutat pe un mail profesionist, același care gestionează, să zicem, toate newsletterele din lume, de la MailChimp, absolut tot ce primit ca newslettere majore, ca să poată să permită transmiterea mai multor mesaje în timp, în același timp și simultan. Am avut cel mai mult 68 de mail-uri trimise într-o zi. La ora actuală, rata este o rată normală pe care noi am și previzionat-o de 36.000 de mail-uri pe zi, deci asta este o rată ok care orice server profesionist o poate duce. Deci aceasta este rugămintea majoră, din nou. Știu că probabil exact acum fac așa cum facem noi de obicei cu studenții care vin la școală, le zicem ceea ce nu fac cei care nu vin, de fapt, și nu urmăresc niciun webinar, nu s-au uitat pe niciun ghid, pe absolut nimic, fiindcă în continuare sunt foarte multe cadre didactice care nu au accesat niciun tutorial, nu, probabil nu s-au uitat nici pe webinarile din YouTube măcar sau așa ceva. Deci aceasta este marea noastră rugăminte. Comunicațiile colegilor, am să rugăm din nou și administratorii de campus virtual, ne trimitem mesaje. Acestea sunt elementele de minimă securitate impuse și care normal ar trebui să le știe oricine în secolul 21, că nu se răspunde automat la un e-mail care este trimis, un e-mail, mai ales că scrie acolo no reply de pe campusul virtual. Acum am să vă arăt cum puteți să vă scoateți, și asta este valabil în special pentru cei care lucrează pe Yahoo și continuă să aibă adrese de Yahoo, partea de e-mail din junk, e-mailul de campus virtual sau cel de CV. Pentru aceasta am să trec în share screen. Deci, sunt niște capturi care sunt realizate. Aici este în programul Outlook, deci efectiv în Microsoft Outlook. E o captură din Windows realizată de colegul meu Silviu Vert, în care, după cum puteți vedea, se merge și se selectează acel e-mail care este din junk mail, deci pe care îl puteți vedea în junk mail. Și cu click dreapta va apare această, să zicem, opțiune de junk. De aici aveți mai multe opțiuni. În special, puteți să spuneți not junk, primul pas. După aceea, de la junk email options și de acolo puteți să scoateți, cum ar veni, toată adresa de e-mail cu cvupt.ro și cvmail.upt.ro, încât ea să nu mai apară niciodată în junk. Dacă faceți de două ori, să zicem, și la un mail simplu să-l scoateți din junk, sistemul învață că această e-mail nu este un junk. De asemenea, spuneți că niciodată să nu se blocheze acel domeniu sau niciodată să se blocheze acest grup și acest mailing list. Și atunci nu veți mai avea probleme din interfața UPT-ului de e-mail. Același lucru este valabil și pentru adresa de Yahoo. Noi am transmis din nou mesaj serviciului
ITPS-ului care asigură serviciul tehnic de Microsoft pentru a lista noile adrese de IP de server în adresele și în domeniile UPT-ului. Să sperăm că o vor face în timpul cel mai scurt pentru a putea evita acest lucru pe viitor. Aici vă arăt pentru că știu că sunt unii dintre dumneavoastră care probabil nu puteți să vedeți în Outlook sau în altă zonă adresa de, sau folderul, directoriul de junk mail. Vă duceți în browser, deci pe mail.upt.ro, vă introduceți acolo username-ul și parola și în momentul acela puteți să intrați direct în partea de mail din browser, deci din interfața de web a acelui e-mail, indiferent de ce software folosiți. Și acest lucru e valabil pentru absolut oricare alt program. Mergeți din nou pe junk mail, selectați care este mailul pe care îl doriți și din nou spuneți la fel, mark as not junk. Deci să-l marcați acesta ca și nu, că nu este junk. Probabil va trebui să faceți aceasta din nou de cel puțin două ori, cu mail-uri care vin din campusul virtual, pentru ca sistemul să învețe că nu este o adresă din campusul virtual. Știu că foarte mulți dintre dumneavoastră folosesc Thunderbird ca și operator de e-mail, de aceea vă arăt aici și o captură din Thunderbird. La fel, mergeți în folderul de junk, faceți click dreapta pe e-mail-ul care vine din campusul virtual și îl selectați cu mark as not junk și în momentul acela din nou se va învăța. De asemenea, puteți să mergeți în settings și în preferences, unde să setați avansat, de la zona de avansat din junk mail, adresa de cv.pt.ro și cvmail.pt.ro, că nu este un junk. Aici vă arăt în interfața Apple, unde din nou este foarte simplu, te duci în junk mail, selectezi care dintre mail-uri nu doresc să-ți intre în junk și le marchezi că nu sunt spam în Apple. Sunt denumite spam și nu junk de cele mai multe ori. Știu de asemenea că unii dintre dumneavoastră aveți probleme uneori și ne tot scrieți că nu reușiți să vă logați pe campusul virtual și că vă tot dă error. De cele mai multe ori acest lucru se întâmplă din cauza cache-ului care se strânge în browserul dumneavoastră. Vă arăt aici o captură în timp real. Vedeți câte date se strâng doar în 7 zile în cache și în browsing data. Recomandarea standard pentru orice browser aici este în Google Chrome. Puteți să mergeți la settings în Google Chrome și după aceea, așa cum arăt aici cu mouse-ul la clear browsing și clear history, atunci acolo veți putea să selectați că toate imaginile cache și cookies-urile să fie șterse. Nu selectați aceste passwords, pentru ca să vă rămână în istorie dacă ați salvat passwordurile, mai ales cele de conectare pe diverse platforme, încât să nu ștergeți passwordurile și după aceea să nu vi le mai reamintiți. Deși corect este ca passwordurile să fie salvate și ținute offline, pe o altă hârtie efectiv, undeva într-un loc sigur, așa cum țineți toate passwordurile de la bancă. Rugămintea noastră este ca cel puțin o dată la 2-3 luni, să vă schimbați parola din campusul virtual. Această activitate, deci când nu reușiți să vă logați pe campusul virtual, primul pas este acesta, ștergeți-vă cache-ul, cel puțin din ultimele 7 zile, dacă nu de peste, din tot timpul, dacă nu l-ați șters niciodată, anulați toată istoria pe care o aveți în navigare. Este și o metodă de securitate standard pe care o recomandă oricine care lucrează în securitate și în confidențialitatea datelor pentru navigarea în modul online.